Это плохо, что при такой проевропейской власти у нас такое беззаконие. А еще пилок с чем с Лукрем? С обитать еще ваши. С Лукрем, с Лукрем. Меня с ним трезешь, а с поинка навим Динукру. Кумаса. Что с Лукрем? Еще не пино не аштяпта. А кума? Ședința de aplicație se declară deschisă. De prezența în examinăm în cauza din solubilitatea necesitată și ulterior o să mă gândi interiorul. 52/2023, la cer de anumitată de către XRL versus SRL Alta Internațional, prevenim în care procesul de insolubilitate. Și toate camerele video, telefoanele, în fiecare. Așa, nu s-a prezentat reprezentantul creditorului de părinte acelea de improductive SRL SRL, asemenea nu s-a prezentat administratorul provizoriu Unichevici în actuare. Se examinează cauza de către complet obdeo judecată în conformitate cu judecător fotograf pe fierni. Deci, instanța de judecată anunță că prin intermediul poștei electronice a parvenit cerere depusă de către administratorul provizoriu, Panichevici Natalia, prin care se solicită strămutarea cauzei la o altă instanță de același rang, făcând referire la prevederile articolului 43, alinea 2 litera E, deci respectiv demersul de strămutare ține de competența curții de apel, care urmează să soluționeze demersul respectiv, legător cu cea instanță de judecată va transmite cauza numărul 252/2023 la curte de apel pentru examinarea demersului de strămutare înaintat de către administratorul provizoriu. Pentru asta ședința de judecată se declară închisă. Gata, ștop? Всячески препятствует. Я вот на улице рассказывал, не знаю, сняли или не сняли. У нас буквально мы получали, вчера началась выгрузка лодки, мы не могли ее вовремя подать, так как узнали, что у нас заблокирована уже таможня. Хотя ровно две недели назад она отписывалась или три в апелляцию, что она не препятствует работе. Хорошо, а что она тогда делает? Мы без нее хорошо работали. Сегодня у нас целый год стресса уже. Со стресса в стресса уходит. Как будет выражаться на экономической деятельности предприятия? Я думаю, что ее шатает. Мы максимально будем стараться, чтобы это люди не ощутили. Но настроение, конечно, людей тоже ухудшается. Они тоже не знают, не уверены в завтрашнем дне. Будут они работать у нас? Не будут. Будет фирма работать? Не будет. Но то, что зависит от нас лично, мы будем делать максимум, чтобы мы дальше существовали и продолжали предпринимательский вид деятельности. Ce pierdere are firma din cauza tergiversării și situații create? Ați făcut-o, este marea pierderilor zilnice, este domnul jurist, administrator. În jur de 200, de 100 până 200 de mii fiecare zi. În fiecare zi aveți pierdere. Dar ieșind din fapt că noi avem rulaj în jur de 1 milion pe zi, pierderile sunt de 100 până 200 de mii. În cazul dată, dacă durează vreo jumătate de an, rămâneți fără cele 15 milioane pe cont? Da. Ni fur complet. Dacă în cazul dat nu o să vă adresați pe urmă, poți să câștigați. Admitem că au făcut niște greșeli și fac tot asta intenționat. Cine credeți că o să vă recupereze pierderile, inclusiv și pentru salariile oamenilor care stau fără lucru, inclusiv venitul ratat? Dacă s-ar întâmpla așa, cu așa moment, sperăm că oamenii ăștia corumpați care au făcut mafioții ăștia o să ne întoarcă toți banii care au luat cât o să treacă timp. Credeți că ei sau statul? Credem că ei o să fie, deci, oamenii ăștia care o să rămâne pe rând. Eu cred că persoanele sunt trei, sperăm cu persoanele sunt trei care se ocupă cu așa fel de... Cine sunt aceste persoane trei? Gârleanu, Onichevici, Silvestru, deci aceste trei persoane o să răspundă și cu guvern pentru toată justiția care o făcută. Ce justiție fac ei, așa îi dorim să se facă și ei când o să ajungă. Credeți că această cerere de strămutare a fost făcută intenționat ca să tergiverseze și să ducă mai repede firma în faliment? Da.
Asta e scopul principal. Mâine. Noi venim la mâine, mâine sunt trezăm foarte lucru. Venim la lucru și nu știm, va fi de lucru sau nu va fi de lucru. Copiii noștri și să ne crească, să ne rădiși. Самое, к сожалению, что мы с каждым днем видим, я еще раз говорю, я даже не думал, что коррупция настолько развита, потому что это не касается только Подуруря. Это будет еще видно других судей и, возможно, не только судей, а из других структур, чиновников, потому что это очень большая цепочка и очень развита. Поэтому еще раз обращаюсь также к властям и президенту, чтобы обратили внимание и разобрались с этим беспорядком.